Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Prima întrebare. Pe cine admir cel mai mult și de ce? Asta e o întrebare foarte grea. Pentru cei cerebrală cum sunt, nu prea admir. Ok. Nu în sensul de admirații de genul pierdut cunoștința, leșinat, chestii de astea la mine nu o să o vedeți niciodată. Da. Schimb, da, într-adevăr am o admirație teribilă pentru oamenii care muncesc foarte mult. Și pentru oamenii care chiar cred în ideile lor și pe care le duc până la capăt, adică până când le pun în aplicare. Da, pe oamenii ăștia o să-i admir pe timpul, oamenii care ard pentru ceea ce fac și oamenii care, când simt că au ceva de spus, chiar o spun. Oamenii ăștia chiar o să-i admir pe timpul. Okay. Și o să și promovez câte posibil. În regulă. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Nu știu. În general sunt un om al schimbărilor. Hai să zicem așa, deci în ultimii 10 ani am avut de două mari schimbări. Ok. Fantastice, legate nu neapărat de mutarea mea dintr-un loc în altul, ci de niște schimbări profunde în plan personal, care mi-au arătat că pot mai mult. Ultima schimbare care într-adevăr ține și de proiectul care lucrez cu tot sufletul la ora actuală în Bucra.ro este schimbarea de a alege să public texte și să scriu despre ceea ce îmi place mie foarte mult și să scriu constant. Asta da, e o schimbare care mi-a schimbat foarte mult și obiceiurile, mi-a schimbat foarte mult modul de viață, mi-a schimbat mult viziunea. Deși nu aș fi crezut asta. Și cred că m-a făcut și mai open-minded decât eram, deși general sunt foarte permisivă și foarte lipsită de... Sunt chiar non-conformist în anumite puncte de vedere, dar cred că asta, da. Obiceiurile, cred că dacă v-aș spune eu că dorm pe noapte, s-ar putea să rămâne și un pic șocat. Dar mă întreabă dacă mai și dorm, da, mai și dorm. Câte ori? Zilnic? Zilnic? Da, în rest muncesc non-stop și cei care mă cunosc nu știu niciodată cât muncesc, pentru că, în general, oamenii cu care mă intersectez pe parcursul unei zile știu doar o parte din ceea ce fac. Deci, ziua mea e secvențială, așa, e pe secvențe și, în general, oamenii care fac parte dintr-o secvență a zilei nu se întâlnesc cu oamenii ceilalți din cealaltă parte a zilei. Dar așa o viziune pe ansamblu, scuze, viziune pe ansamblu nu pe care e nimeni unul. Și asta așa vreau eu să fie. Și așa o să rămână mult timp. Așa să fie atunci. Așa. E mai bine așa. E o formă de protecție personală. Ok. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Păi, având în vedere meseria mea de bază, asta e să învăț oamenii. Cam ceva în vechime, am ajuns la o concluzie foarte repede, încă din primii ani de învățământ, că singurul lucru care contează cu adevărat în viață este să-i înveți pe ceilalți să trăiască frumos. Nu suma de cunoștințe, nu achiziții de nu știu care tip, nu, ci pur și simplu să-i înveți să trăiască frumos și să-și găsească armonia. Dacă reușești chestia asta, este foarte bine. Din ce știu eu, am înțeles că am reușit să-i poate câțiva să trăiască frumos și să-și găsească, filonul ăla de frumos, din care să se alimenteze tot timpul și am înțeles că le-am și reușit să fac asta, din asta o constantă a vieții. Ce aș mai putea, și cred că am învățat câțiva oameni, și nu neapărat elevi, ci din alte domenii, cred că am învățat să schimbe comportamentul. Asta este o chestie care durează foarte mult. La unii oameni, gândiți-vă, de exemplu, la cei care sunt dependenți de ceva, deci cei care au adicții, ei nu se poate să renunțe la o adicție decât în momentul în care trebuie să schimbe comportamentul. Dacă schimbă comportamentul, automat se renunță la adicție. Lucrul ăsta unora nu le reușește niciodată, altora le reușește într-un timp foarte lung și cu un efort foarte susținut. Eu am avut satisfacția
să văd schimbarea asta la câțiva oameni cu care m-am intersectat și cam le-am mulțumit eu la sfârșit, că m-au învățat și ei ceva la schimb și m-au învățat să am răbdare. Eu okay. Cu răbdare am o problemă. Da. Ok. Bine. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri? Așa la primă, să sar în cap, de exemplu. Chestia asta nu mi se pare nebunie. Mm-hmm. Câteodată chiar îmi vine să sar în cap. Mm-hmm. Nu știu. E greu de definit ce înseamnă nebunesc. Acum, mai ales în zilele noastre. Da. Așa e. Mie nu mi se pare, de exemplu, nebunea să mă sune cineva la 3 noaptea să încearcă să-l ajut. Că nu mi se pare nebunesc să încearcă cineva, nu știu, să-i dau cam așa de pe mine. Asta nu. Ce mi s-ar părea mie nebunie curată, mm-hmm. și cei care vă cunosc știu asta, e să mi se ceară să renunț la cafea. La cafea nu o să renunț never. Deci cafea e sweet spot-ul. Mai rău. Ok. Nu. E parte din mine. Bine, ok. Am răspuns ceva azi mai știu. Da. Dar e ok și acest răspuns. Următoarea întrebare. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Ce în oameni. Poftim? Ce adică în oameni. Întotdeauna am investit în oameni. E singura investiție care durează din punctul meu de vedere și fără de care nu o să putem să trăim niciodată. Okay. Putem să investim în obiecte, putem să investim în bănci, în ce vreți voi, dacă nu investim în oameni și mai ales în noi, nu o să avem niciodată satisfacție. Părerea mea. Restul e vânt, e vânare de vânt restul. Dacă nu investim în oameni și nu îi facem mai frumoși, nu o să reușim niciodată să trăim într-o societate frumoasă. Deci sunt genul de om care nu o să vrea să plece niciodată din România și nu pentru că sunt neapărat patriotă, ci pentru că pur și simplu cred că m-am născut într-un om care trebuia să mă nasc. Că o să mai călătoresc și îmi place foarte mult să călătoresc, da. Asta e altă treabă. Dar nu. Deci dacă nu investim în oameni, de genul. Restul nu contează. Se duce. Ok. E singura investiție de viitor. Mai ales că trăim într-o societate deja a pus umanul. Și asta e un concept care este din ce în ce mai des utilizat, mai ales în științele sociale. Pentru că vorbim deja de ființe bionice, vorbim deja de foarte, foarte multe lucruri care nu mai țin de uman. Da. Dar care interacționează cu umanul. Foarte mult chiar. Da? Și de aici apar foarte multe complicații de ordin etic. Din moment, care generează automat schimbări în plan legislativ și care, în final, duc la așezarea omului în plan secundar. De aici apar foarte multe complicații. Adică, practic, la ora actuală, tindem să punem tot ceea ce înseamnă tehnologie mai presus decât omul. Și nu e ok. Și nu e ok. Nu este. Dacă nu ținem cont de lucrul ăsta, s-ar putea, într-adevăr, să ajungem un pic în sens invers, de cum ar trebui. Sunt optimistă, de obicei sunt optimistă și încă n-am ajuns la pragul de jos, să cred că nu se poate face nimic, deci în continuare investesc în oameni. Ok. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Bă, având în vedere că eu nu am deloc cu desenul. Așa. Dar știu că într-un afiș trebuie să ai niște chestii grafice foarte mari, vizibile și puține pe cât posibil. Da. Nu știu, habar n-am. Cred că aș pune... Un citat? Nu. Culmea, nu. Mm-hmm. De data asta n-aș pune un citat. Aș pune o imagine, nu știu, ceva gen inimă, mm-hmm. o inimă pulsatilă. Și al cărui ecou, deci să fie, nu știu, să fie... Da. Da, asta cred că aș pune. Ok. Asta da. Sunt interesant. Ce faci când nu ești focusată sau te simți copleșită de ceva anume? Poate răspunsul e chiar cafeaua, nu? Acum, dat fiindcă face parte din mine, nu.
s-a zis recent, am avut o perioadă foarte încărcată. Ok. Foarte, foarte încărcată și mi s-a zis că am dat randament mai bun decât dacă aș fi fost relaxată. Încep să cred că ar trebui să fiu totuși tot timpul la cotele, nu e ok, dar asta e. Nu știu. Ciudat, dar mă despart de oameni. Okay. Mă izolez foarte mult. În natură sau într-un loc anume? Și în natură, dar culmea și în mijlocul oamenilor. În general mă... Asta e o chestie care n-a zis-o nimănui. În general mă plasez în mijlocul mulțimii și îmi place să-i observ. Dar mă las... mă detașez de mulțimea respectivă și mă uit la oameni ca și cum n-ar fi lângă mine, ca și cum ar face parte dintr-un univers paralel. Și asta este un obicei care pe mine mă ajută să mă reculeg. E un fel de abandon în mijlocul mulțimii care mie îmi face bine. Uh-huh. Iar pe mine mă ajută foarte mult. Da, mă mai pot și în general fac lucrul ăsta, curc undeva la munte, nu la mare, culmea, deși am putut în anul pe formață, dar nu la mare. Da. Pe munte super ok. Dar tot așa să nu fie, atunci ok. Acolo pe munte nu. Poate un urs. Un urs sau doi. Da, unul sau doi. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, cum ai deveni bogată? Ce muncă te-ar face bogată? Nu știu. Sunt genul de om care, culmea, pot să fac și foarte multe lucruri practice și da, chiar le pot face și chiar am și făcut multe lucruri practice, dar da, sunt și genul de om care lucrează foarte mult abstract. Nu știu, dacă ar fi să fac pe cineva fericit, nu știu, tot cu oamenii cred că m-aș vedea lucrând, sincer. Mm-hmm. Deși citesc foarte mult, ascult foarte multă muzică, mă arăt foarte mult la teatru, dar cred că tot cu oamenii m-aș vedea lucrurile. Cred că asta este și cauza pentru care m-am plecat din învățământ. Deci mi-am dorit-o de voi 5 ori până la dar tot n-am plecat. Și cred că datorită... acestei conexiuni, da, s-o numim? Da, da. Mm-hmm. Ok. Da, okay. Cred că asta mă place pe aici tu mă că spun că am făcut și foarte mult. Da. Și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că am făcut să pot distrezi. Nu știu ce înseamnă. Oameni. Cred că da. Nu, asta e singura chestie care m-ar face fericită în continuare. Mm-hmm. Bine. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Ei, de când nu crezi eu la Bucra, tot mă întreabă numai care sunt cărțile tale preferate. Mm-hmm. Mi-e și frică să mai zic care sunt cărțile mele preferate. Pe primele două titluri am zis că nu o să se schimbe niciodată. Jocul cu marginalistica lui Hesse și Zonobia lui Jolo Nova. Treiul se mai schimbă. Pe locul trei la următoare e o carte care încă mi este mult, mult prea dragă ca să vorbesc despre ea. Da, nu știu. Culmea, nu sunt genul care să dau cărți motivaționale sau despre cum să ajungi mai repede la fericire sau nu. Eu nu sunt adept a cărților ăsta okay. Și nu o să mă vedeți niciodată scrie despre genul ăsta de cărți. Nu-i judec pe cei care citesc, sunt nicio formă. Dar pur și simplu sunt prea cerebrală pentru genul ăsta de cărți. Da, aș recomanda. Aș recomanda jocul Măcelul de Sticlă, deși e foarte greu de citit cartea da, aia și foarte greu ajungi la ea, la miezul ei, da. Aș recomanda Kafka. Kafka e de citit, oricând știu, mai ales astăzi, zilele noastre e de citit. Okay. Nu știu, aș mai recomanda Cartea Cea Veche, Cartea Cea Veche, ceva gen Împăratul Muștelor. Ok. Adică, în general, cărțile astea tip distopie, care la vremea lor erau distopie, dar care astăzi, din păcate, nu mai sunt de mult. Genul ăsta de carte, nu? Uh-huh. Uh-huh. Și, și mai recomanda povești. Sunt mare amator de proză scurtă, de povești. Genul de proze care te antrenează și te conectează foarte repede la o lume paralelă oarecum. Și care te ajută foarte repede să scapi de stres. Acesta e genul care recomandă oricum. Înțeleg. Și știu câțiva scriitori români de proză scurtă foarte mult.
pe care i-aș recomanda și cu ochii închiși, cum este, de exemplu, Cristian Pulaș, Răzvan Petrescu, care sunt foarte diferit, chiar și Florinia, are niște proze scurte foarte bune, Marius Chivu, sunt câțiva scriitori de proze scurtă pe care îi recomandă. Și români. Sunt dintre cei care militează pentru literatura, pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care au zis că atunci când zic literatura, că nu e ok. Am zis, băi, eu zic să pui un etichetă pe o etichetă. Da, șansă și să vezi despre ce e vorba. Care citești, la momentul în care n-ai citit nimic sau aproape nimic din ceea ce înseamnă literatura română și ai citit doar ceea ce ai fost obligat să citești în liceu, nu ai cum să spui cum se face. Eu zic să faci următorul pas, încerci să citești ceva scris la ora actuală, să faci. Dar chiar avem o discuție foarte mult. E imposibil să nu-mi recomanzi pe cărtăresc. Nu te pun să citești Orbitor, nu te pun să citești Solenoidul, Doamne ferește, dar Nostalgia sau Rem sau... Are niște proze impecabile, adică nu poți să-mi pășesc nimic cu mine. Ok. Și asta recomand. Am înțeles. E o listă destul de... challenging. Da. Bine, nu vă zic filozofie, că eu am zis filozofie, dar nu vă tine să citiți Kant, pe asta spun, dar totuși, deși favoritul meu a fost Nietzsche, întotdeauna nici va fi Nietzsche. Nietzsche, mă rog, Blaga are și are o filozofie foarte bună, pe care poți să-i citești și fără să fii neapărat specialist în filozofie. Din fericire. Nu, am o scritură foarte lejeră și prin care te poți apropia de ceea ce înseamnă filozofie în adevăr, să se facă. Adică știința voia să am primit ce e ok, ca text, am urmă idolilor, iarăși. Așa trăită Zaratustra, am o grămadă de chestii care poți citi fără să te consideri că a fi filozof. Dar prin ea nu s-a ajuns la filozofia mea și la clasici. Ok. Următoarea întrebare e despre frică. Sună cam așa. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiență? E o chestie care nu zic. Cred că n-am zis-o niciodată. No, asta chiar n-am zis-o. Eu, de obicei, eu, ca structură interioară, sunt o timidă. Mai că viața, mă pot să lucrez cu oamenii. Și asta a fost principala mea frică de la una, că nu o să reușesc să mă fac niciodată înțeleasă. Și cred că am avut frica asta cam prin un an, o mai am și acum, dar o țin sub control. Am avut un pic mai învățământ, într-adevăr, frica asta, pentru că atunci am avut șansa să lucrez cu copii foarte mici, adică de clasa 5. Da. Și eu venind dintr-un domeniu foarte abstract, mi-a frică că nu o să mă fac înțeleasă. Și a trebuit să traduc efectiv toate conceptele și toate astea ca să le fac înțelese lor. Și m-a ajutat foarte mult acolo, pentru că, într-adevăr, atunci am reușit să-mi depășesc pe foarte multe bariere de comunicare și mi s-a zis ulterior că sunt și am ajuns să predau managementul comunicării. De foarte multe ori l-am predat adulților, deci nu copiilor, nu tinerilor, ci adulților. Și cel mai greu curs pe care poate ține cineva, dar să întrebați orice formator, cursul de management comunicării este criminal. Pentru că toată lumea încânsă că știe să comunice și de fapt nu știe. Și când înveți punctual niște chestii, îți dai seama cât de puțin știi să comunici. Ei, dacă eu am ajuns să dau cursul ăsta, înseamnă că mi-am depășit frica. Cea mai mare frica mea, în schimb, care rămână în continuare, este să rămân descoperit. Și din cauza asta, apropo de ce discutam noi la început și de... Descoperită? Da. Nu o să spun niciodată că mai multe lucruri despre mine. Ah, ok. Eu țin foarte mult la separarea vieții personale de viața personală, de viața publică. Și este o separație pe care nu o să o trăim foarte ușor niciodată. Nu-mi plac ancanurile și dacă o să citiți interviurile mele, o să vedeți că niciun interviu, dar niciun, cred că într-unul singur am pus o singură întrebare legată de viața personală, strict de viața personală, nu pun niciodată întrebări de genul ăsta. Okay. Am o oare de intrat cu bocanci în viața omului,
nu mă leg decât de ceea ce vrei să se vadă și atât. Și de ceea ce contează, de până la profesional. Atât. Mm-hmm. Asta e ok. Restul e viața mea. Că îl ajută să fie ceea ce este, este evident. Nu te seama și întreb. Țin foarte mult la asta. Am înțeles. Cred că asta e frica mea principală, să nu mă las descoperită. Mm-hmm. Și pentru asta plătesc. Într-adevăr, plătesc niște chestii, dar nu. Nu le zic. Ok. Da. Eu sunt curioasă să văd aici reacția celor care mă cunosc, nu sau da. Vom vedea. Da, nu, pentru că am avut la un moment dat un colegă, da, care mi-a zis, mă, și tu știi atât de multe lucruri despre noi, fiecare în parte, și dar eu am dat seama că despre tine noi nu știm aproape nimic. Sunt ok. M-ați prins bine, așa este, nu vă înșelați. Zic, sper să nu vă deranjeze, nu vă ați fac prea ta. Pentru că unii se pot simți deranjați, într-adevăr. Mm-hmm. Dar da, așa sunt eu, nu pot. Mm-hmm. Da, ok. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Eșecurile sale mele, întotdeauna, eu sunt inovată pentru eșecurile mele. Ok. Mă dau cu capul de pe hei, spune-mă și la propriu. Nu știu, succesul când mi-a venit, întotdeauna l-am pus în seama celorlalți, nu știu de ce, deși multă lume zice că mie mi se datorează, dar nu, uite, de exemplu, și succesul, pentru că am înțeles că Book Hub este deja un succes și bănuiesc așa este, pentru că am primit foarte multe aprecie inclusiv de la, hai să zic, concurență între ghilimele și am primit un mod public, adică nu așa particular, ceea ce pentru mine a contat enorm. Da. Eu succesul ăsta nu pun în seama mea, niciun caz. Ok. Îl pun în seama oamenilor cu care... Că te-ai înconjurat. Deci, întotdeauna merg pe ideea că succesul de care am parte îl datorezi celor. Într-adevăr, sunt câteva persoane printre care e mama mea, care îi datorez foarte multe în personale și fără de care știu sigur că nu știu cât o face atâtea. În momentul actual, cred că și fiică mi-i datorez o grămadă de chestii, pentru că, într-adevăr, mă motivează fantastic. Și când nu mai pot, mă uit la ea și îmi dau seama că am pentru ce lupta și pentru ce merge mai departe. Poate să pară, cum se cheamă, twist, chestia asta, dar... Chiar așa. Înțeleg. Uite, sunt destul de oameni care înțeleg lucrul ăsta. Da, e ca așa. Succesul dator este celălalt. Și unor contexte, mai mult sunt acțiuni favorabile. Pentru că are și norocul ăla. Un mic... Clientul norocul, știi? Și de multe ori am fost spus să stai să zic, mă cheamă vlog. Da, deși... sunt anumite situații în viață în care îți dai seama că ești la momentul oportun și în locul oportun, în locul favorabil și nu e puțin lucru. Să fii conștient de asta, mai ales să fii conștient, da. Cred că e... Da, și nu să realizezi că te-ai aflat fix la momentul care trebuie acolo, dar acolo, asta e mai mult. Mai e și asta un vehicul fantastic. Și în general nu sunt genul care să mă pot facă rece. Eu în general după ce am, hai să zic, o realizare așa, la mine e momentul ăla de euforie, nu știu dacă durează jumătate de zi, deși ar trebui să dureze mai mult, să mă bucur mai mult. După care mă întreb, dar acum ce mai am făcut? Adică sunt în genul, da. Super canalizat. Da. Trebuie să muncem un stop, trebuie să... Îți place? E natural. E fiia mea. Și să știi că nu sunt mulți care îmi am un ritm de lucru foarte recunosc draconic. Și sunt, nu știu dacă sunt trei oameni din zonă care pot să facă față la ritmul de muncă și de asta nici nu cer. Deci nu o să cer niciodată cuiva să nu cer cuiva. Sigur, sunt și care nu cer mai mult ca mine. Sigur, da. Pe ceea ce fac eu, nu am. Ok. Dacă mâine ai pierde totul,
ce ai face? Mm-hmm. Și la copii. Din păcate am șansă să spun din păcate. Ok. Și am întrebat de multe ori cum s-au descurcat. Mie mi-e greu să mă pun în chela de așa. Nu știu, serios, nu știu. Nu știu dacă aș fi zis. În rest am pierdut scapul Domnului. Am pierdut și bani, am pierdut tot mai multe chestii. Nu mi-a luat nimeni capul, nu pot să gândesc. În general, eșecurile și greșelile mele am asumat, cum am trecut mai multe și nu știu, m-am întâlnit. Am ajuns acum 10 ani, am ajuns la poziția că pot să pierd orice de material în franceză. Atâta timp nu mă pierd pe mult, nici o puținie, dar de când am copilul, nu știu, n-aș putea, fără, chiar n-aș putea. Și nu e, chiar nu e niciun turism aici. Ok, ok. Nu știu, probabil că doar un ferici, nu vreau să mă gândesc. Bine, nu ne gândim atunci. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Ah, să aibă răbdare. Asta e principalul meu defect. Tot zic, n-am zis stop, n-am răbdare. Mi-am educat foarte greu răbdarea. Și încă nu am răbdare cum ar trebui. Sunt, cei care lucrează cu mine au impresia cumva că din cauza asta că nu sunt atent. Eu de fapt am o atenție distributivă și exersată foarte mult, dar și nativă. Și din cauza asta eu pot să mă centrez pe două sau chiar patru centre de interes. Ok. Și asta mă ajută foarte mult pe mine să dau și în andament. Și, în general, cei care lucrează cu mine au tendința prima oară să spună că, n-am, că nu sunt atentă sau că nu dau atenție la detalii, dar de fapt eu le am în capul și pe aia. Da, eu doar să știi că mi-am educat o foarte mult. Mm-hmm. Eu vreau rezultate instant, să poate ieri. Un buton, un buton, nu? Da. Dar în momentul în care crezi cu oameni și în momentul în care crezi pe schimbare, pe achiziții de abilități și așa, nu ai cum să rezultate instant. Și nu este foarte plinț ca să am o aia. E complicat aici. Da, așa, da. Să aibă mai multă răbdare. Am înțeles. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea? Se cunoaște. Dacă se cunoaște pe ea, obține și ceva. Indiferent în ce natură poate să fie. Poți să-ți dorești ceva, gen, nu știu, să fumezi mâna icoană. Da. Dacă tu te cunoști pe tine atât de bine încât să știi că te poți opri după primele două țintă, ok. Poți să-ți dorești să ajungi pe lună. De asta trebuie să te cunoști pe tine. Să-ți apreciezi corect șansele și să vezi dacă chiar merită să ajungi acolo. Faci investiția să ajungi acolo. Da, sau dacă chiar o să reușești să apreciezi faptul că ajungi acolo. Sunt foarte mulți oameni care își doresc enorm de toate chestii, care contează foarte puțin, de fapt, în viața lor și pentru care luptă și sacrifică orice. Și în momentul în care ajung în posesia achiziției respective, se dea seama că nu au meritat. Și e păcat. Da. E păcat că șurc niște poduri normal și mai ales distrug niște oameni. Și asta e mare. Da, e păcat, eu zic că dacă te cunoști pe tine, Și apropo de asta, sunt oameni care trăiesc pe viață și nu se cunosc, cunosc pe ei. Nu, încă nu sunt capabil să zică asta pot, asta nu pot. Și e mai bine cu asta. Că, din păcate, în societatea actuală am ajuns să ne dăm nouă ca persoane, foarte puțin credit și să ne dăm foarte puține șanse. Și sunt chestii la care ar trebui să ducem mult. Să ne dăm șanse. Am o vorbă când răspund și celor cu care lucrez și mai ales copiilor, să învețe să se pună în situație. Pune-ne în situație, nu e un lucru la îndemână și unii chiar n-ajung niciodată. Dacă ajungi să te pui în situația respectivă, și mai de bine cum e parcurs. E complicat. Da.
sună un pic. Mai sunt două întrebări. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești și de ce crezi că a reușit? Orice domeniu. Păi uite că am făcut un moment performanță și bărbanții de când am lăsat de spui mai pentru că ar trebui să... Da. E mai performanță și e mai mult ca pentru că era mai performanță. Și... Da, într-adevăr, nu era, a fost atât de... A avut și el foarte multe medalii, a avut și el foarte multe competiții câștigate, olimpiade la care a participat, n-a avut cât de... 5 câte a avut Phelps, dar tot a avut. Cheia succesului la el a fost în primul rând tenacitatea, seriozitatea, da. Implicarea, 100%. Da. Și profesionalismul, că până la momentul acesta antrenamente îți dau chiar profesionalismul. Ce alt model de succes? S-a dăruit, efectiv, acolo cu celorlalți. Prin internetul dansului. Și asta e... Ce frumos! Da, chiar ars, efectiv, pe altarul dansului. Și asta cred că e asigurat longevitatea, pentru că te-am uit la anumitul la 90 ceva de ani și a fost impecabil. Impecabil. Ținută profesională, ca tot ce trebuie. Model uman, ca tot ce trebuie. Da, aș mai putea ca să avut domnul. Dar după cum vezi, eu îți dau din astea mai din domeniul artelor. Super tare. Literatură. Da. Literatura, apropo de asta, e greu să dai modele de succes ca scriitor, pentru că ei sunt foarte... Sunt parte din societate, parte din cetate, cum ar veni. Dar dacă intri pe ei, să știi că ei nu se consideră oameni de succes. Foarte puțini de ei consideră că sunt oameni de succes. Sau oameni care ar putea să devină un model pentru cei din jur. Și asta în societatea românească, mai fel. Și asta de ce mai probabil un scriitor trăiește foarte greu doar din ceea ce scrie. Și asta implică pe ei să se valorizeze la modul adevărat, așa cum ar trebui. Și aici cred că noi le datorăm, sigur le datorăm mai mult decât le dăm la oameni. Și e păcat, e păcat că nu-i valorizăm mai mult. Poate se schimbă ceva și în lumea asta, nu știu. Ar trebui, ar trebui că-i pierdem. Da. Ultima întrebare. Care e legată de o întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Dacă mai pot. Eu glumesc acum că mă întreabă oamenii dacă mai pot. Da. Nu știu ce să zic aici, sincer că... Eu sunt genul de om care nu prea vreau să fiu întrebată. Și asta ce zic acum la asta. Sunt genul de om care refuz interviurile. Eu le iau altora. Atunci mă bucur. Da, chiar trebuie să te bucur. Deci, am o serios mă născut, trebuie să te bucur. Pentru ce nu accept foarte ușor. Sunt genul care eu interviurile altora. Da. Și mai ales sunt genul care nu vorbesc despre mine. Am înțeles asta. Nu știu. Sunt foarte multe întrebări pe care nu le vreau. Una măcar? Nu știu. Serios, e ok. Dacă nu știm, nu știm. Aia e. Bine, Nona. Ăștia suntem.